31, 1, 22. Votul pentru. Împotrivă, se abține cineva? Deci 15 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri. Domnule președinte, vă fac o ștică, vă rog să provați conducerea ședinței. Mulțumesc. Bună ziua, domnilor și doamnelor și domnilor. Ședința din Consiliu începe. Avem pe ordinea de zi 4 puncte de discutat. Dau citire ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuielile Comunei s-a spus pe anul 2022 și estimările pentru anii 2023, 2024, 2025. Proiectul 2 privind aprobarea devizului general și acelui de finanțare pentru obiectivul de investiții. Modernizare drumului de interes local în Comuna s-a spus județul Bacău. Proiectul numărul 3 privind aprobarea devizului general și acelui de finanțare pentru obiectivele de investiții, pentru obiectivul de investiții. Modernizare, extindere sistem de alimentare cu apă și înființare de rețea de gaze de canalizare în Sascut, SAT, Comuna Sascut, județul Bacău. Proiectul de hotărâre la numărul 4 privind devizul general și cele de finanțare pentru obiectivul de investiții, modernizare sistem alimentare cu apă și înființare rețea canalizare în satul Turcești, Comuna Sascut. Consult Consiliul Local dacă mai sunt și alte puncte de introdus pe ordinea de zi. Nemaifiind, trecem la primul punct, proiect. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Domnul Popa, rugăminte. Dacă tot nu... Știu că nu este divers, dar totuși o rugăminte. La terminare aș vrea să... De acord. Acest termen în ședință, da? La punct? Domnul Ana, spune. Da, vreau să spun la punctul 1, la proiectul numărul 1, nu voi vota deoarece să nu existe un potențial conflict de interes. O să vorbim atunci. De acord. Da. Proiectul numărul 1, bugetul de venituri și cheltuielile al Comunei s-a spus pe anul 2022 și estimările pentru 2023, 2024, 2025. Comisia 1. Favorabil. Cu discuții. Comisia 2. Favorabil. Comisia 3. Favorabil cu discuții. Deci la Comisia 1, discuții cine? Domnul Apostol. Apostol. Eu. O să... Te rog, Dana, să urmărești desfășurarea capitolelor ca să putem discuta pe ceea ce am eu de cerut explicații. Mai întâi plecăm la capitolul venituri. La venituri ați prevăzut suma de 288.000 din amenzi neîncasate. Consider că e un venit prezumat a fi fals, întrucât nu veți reuși să alăturați acești bani în amenzi, ca să puteți conta pe ei, sau să putem conta pe ei. Și aici aș fi avut părerea să se ia măsuri de diminuare, ori prin transformare în muncă, ori printr-o formă de radiere a acestor amenzi, astfel încât să nu mai facă parte din venituri. Domnul Ares, vă rog frumos, fiți atenți. Vorbește un domn. Vă rog frumos. La capitolul cheltuieli. Sunt niște nelămuriri, niște sume care sunt puse în diverse locuri și aș începe în ordinea în care sunt scrise în buget, la capitolele de cheltuieli, sală de așteptare primărie. Și aici cer părerea domnului primar, ce ați avut în vedere. Testări acolo cum intrat, din cauza spațiului mic la intrare, dorim ca pe sfera aia ca luna să închidem cu termopane, cu uși pentru cei care urcă pe fața imposibilităților arătată rampa aia și în față Sfinte Direct să facem ca o sală de așteptare pe sub balcon de la etajul 1 în suprafață de cât are ea de lat? 10 metri pe 2 metri 80. Ca o virandă, ca o sală de așteptare. Ajunge suma? Ok. Ajunge suma având în vedere și utilități? Eu am prins-o că eram obligat, domnul. Dar cumva o să mai trebuiască, știți cum să procedează. Capitolul 610220. Sisteme de supraveghere video în comună. Achiziție camere video 25.000. Admițând că o cameră video cu un infraroșu de 40 de metri, undeva la 100 de lei, ar însemna să cumpărăm vreo 250 de bucăți. Nu dorim niște camere care pe timpul nopții să se și vadă numărul mașinii, mi se pare că niște camere mai performanțe la trecerile principale. Dacă vă duceți la camere de 4K, suma nu va ajunge. Deci eu vă spun ce am solicitat, domnul Soroiești aici,
am încercat să facem o treabă bună. Acum... Nu, eu n-am o problemă cu necesitatea acestei cheltuieli. Nu. Da. Numai dacă îmi permiteți, s-a cerut poziție de solicitare a consilierului local, dacă vă aduceți aminte la ședințele anterioare, când s-a propus ca toate unitățile de învățământ, drumul, accesul din față, să fie supravegheat. Așa este. Și asta necesită, în afară de supraveghere de la intrare, de la intrările principale, și camere suplimentare pentru școli și zonele care sunt cele mai... Sistemul actual de supraveghere va... suferi modificări, modernizări, da, achiziția asta sau va fi locuit în totalitate? Nu, va suferi pentru că din 48 de chiar că mai funcționează în jurul 18. Domnul, a dat demisia, adică avem mai multe probleme. Domnul, cum îți zici? Aș sugera următorul lucru. Să facem această montare de camere și supraveghere și mentenanță cu o firmă autorizată de către poliție. Cei de la NetGen nu sunt specialiști, nu sunt acreditați pe legea 333 să facă astfel de instalări, de monitorizări, de intervenție, chiar? Și cred că domnul Dumnezeu știe mai multe decât bune cu zău obiectul. Doamne, trebuie să răspund, dacă îmi permiteți. Am luat legătura cu societatea, însă toată lumea, știți cum e, se oferește pentru că la unitățile bugetare se schimbă mai greu cu banul. Iar aceste echipamente pe care le-am solicitat, mi se pare că era și Maria și domnul Vinci când am discutat, a venit un domn de la Bacău, a făcut așa o primă, că nu se poate. Deci am avut inclusiv pentru proiecte, instalare sisteme de supraveghere la taxe și impozite și la primărie. Și când au văzut despre ce e vorba, că e dispar, cam toată lumea a fugit. A fost încărcată pe SIAP și nu prea a vrut nimeni să facă. Deci ar cu unități autorizate. Și noi trebuie să găsim o persoană și serioasă și să vină. Că dacă nu merge câteva camere după un timp, cum a fost o vigilie sau ceva, bine, am întrebat pentru că știu că cei care sunt care montează camere, cel puțin pe domeniul public, trebuie să fie autorizați. Da. Sunt niște condiții. Sunt niște condiții. Era doctor la Velera Marian, că am avut niște de când am fixat primele camere, a fost exact aceeași treabă care a spus. Firmă vizată de către Ministerul de Interne, dar am avut probleme și mentale. Singurul lucru care îl ridic la ora actuală, exact cum ești la... îți dă 10 tractoare, dar vin când vor sau îți repare când vor. Mă trezise că frizele de camere nu mai mergeau și nu aveam ce-mi fac mentenanță. De asta, la contract, trebuie făcut ca cel care face lucrurile să de mentenanță. Deci facem un contract cadru și când este de mentenanță, vine și plătim mentenanță. Exact, așa... Mergem mai departe, vă rog. La utilitățile de la ISU, aș fi vrut să țineți cont de propunerea domnului Costea la ședința trecută. Să încercăm să împărțim costurile astea și cu AT-urile deservite de către aceste structuri ale ISU. Pentru că e bine, na, nu putem să negăm utilitatea intervențiilor. Dar hai să plătim toți, dacă tot ne folosim de ele. Poți să ziceți că mă folosesc acum și o arunc. Marian, iar dau bine la pierdere, mai chem la mine. Doamna Dana și cu doamna Gabe au primit la mine ca să facem adresă la cele 9 comuni. 90, să împartă în mod egal consumul de carburant, de tot ce înseamnă echipa care se servește, ce spun, UAT-ul. Era bine dacă preceda aprobarea bugetului, pentru că și-ar fi prins ei în bugetele lor. Păi fi convins că au de unde, că doar de la cheltuieli, și dacă nu înțeleagă capitol separat pentru a prinde acești bani. La capitolul sănătate. De vorba de investiții sau de altfel. La capitolul sănătate nu am văzut ca sursă de buget nimic de la DSP sau de la Ministerul Sănătății în legătură cu activitatea de vaccinare. Dacă noi am prevăzut 566.000 de lei ca plăți și drepturi salariale pentru personalul care deservește centrul de vaccinare, din bugetul nostru și la acest centru s-au vaccinat nu știu de unde, nu numai din 100%, cred, domnul doctor, nu? Nu. Începând din Adjud și până în sudul Bacăului, inclusiv din București. Cine a avut? Da. Cine a avut? Cine a prins? 566.000 ăștia, cu mâine cu tărâni. Deci, banii trec prin buget, dar nu n-ați fac solicitări către DSP și ei depătează integral.
plățile de la DSP sunt în urmă cam o lună de zile. Să fac cele și să se plătesc retroactiv. Eu plătesc exact contra valoarea. Ați primit vreo s-au primit la DSP, dar sunt în urmă cu 30 de zile. Noi nu achităm nici cheltuieli de personal, nici cheltuieli materiale, pentru că nu vin cheltuieli de la DSP. Da, dar noi am prins 566.000 ăștia, i-am prins în cheltuielile noastre și în veniturile noastre. La nivelul anului trecut, da. Noi le-am prins aici, da? Da, pentru că sunt bani care trec prin bugetul local, dar noi nu achităm până în nivelul DSP. Când acum am debitat bugetul local cu suma asta, așteptând să ne încarce DSP-ul. Dar dacă DSP-ul ne încarce, cheltuiala asta rămâne. Rămâne. Eu asta încerc să vă explic. Noi înregistrăm cheltuiala, noi nu achităm nimic până nu ne virează DSP-ul banii. Deci lunar, DSP-ul virează suplimentar. Și suma asta de 566 va fi rectificată? De ce am mai trecut-o? De ce am mai trecut-o aici? Ce am mai trecut-o în vedere? Pentru că nu trecem în fiecare lună de câte ori. Dar n-a dat sensă. N-a dat sensă acum. De ce ați trecut-o acum ca cheltuială? Că n-a dat sensă acum. Asta întreb. Domnul, la începutul de buget, dacă nu arunci sumele în timpul parcursului anului, poți face exercități fără motivații. De acord cu dumneavoastră, dar sunt cheltuielile noastre, ale UAT-ului, ale altora. Noi am prins suma, pentru că avem de unde să o echilibrăm. De așa ei ne-au dat în avans ceva, nu la nivelul a celor care noi am pus la dispoziție 4 centre. Noi funcționăm cu un centru. Dacă funcționam cu 4 centre, ne ieșea suma de 4 ori mai mare când o dă acum. Asta e realitatea. Pe fond aveți dreptate, dar problema mea este așa, dacă noi avem surse de finanțare la cei 566, și avem, că altfel nu-i prindeam aici ca să echilibrăm veniturile cu cheltuielile, banii ăștia la un moment dat vor deveni excedente. Așa este? Și atunci vor putea fi rectificați dacă ei sunt achitați de către Nu, la început e o întrebare încuietoare asta, când se face văsăl? La început sau la sfârșit? Când se fac rectificările, până aici. Dar nu acum. Nu acum. Noi i-am prins. Deci banii ăștia e posibil să-i găsim la rectificarea din iulie? Dacă o fi local, va fi informat la data respectivă, o să puneți întrebări la fel așa? Nu o să. O să întrebăm la rectificare de bani. Cu alimentarea cu apă. Aici dați-mi voie să întreb așa, mai apăsat. Care este logica să cumpere primăria apometre de 200.000 de lei? La locuințele proprietate private. Permite să spun eu sau a spus o întrebare pentru cine? Pentru... Am ajuns la cine concluzia că toată lumea după vară are apă și m-am consultat și cu cei de la serviciu de lângă primărie și cu unii consilieri de-ai noștri și de-ai dumneavoastră că ar fi mai bine să contorizăm apa, să nu mai irige ea, roșiile, solarile și oamenii să nu aibă apă. Banii ăștia e 1.100.000 de lei contoarul, ălea e la montat, mi-l plătește. Da? Și atunci o să aibă și ăla la de apă, că nu și-ți permite asta la bani, să încheltuiască... Să-ți paranteze treaba asta, că se recuperează de la beneficiar mai întâi bani. Deci banii vădiciari ne gândim un om... Și-a primul la rectificare de șești. Da, am un exemplu. Cei mai mulți bani se sunt de la Contești. Ăștia lanți care au 10 lei de dat sau 20 de lei pe an, n-au ținut mai mult de 80%. Și-am găsit măsura, chiar dacă e o măsură incomodă, de a contoriza. Fiți convins că dacă vine și începe programul Apă Canal, măsura asta va fi căzută din drepturi. Când va veni Apa Canal, va veni cu tot cu contorizare, va veni cu tot cu... Și aici, din partea noastră, celor din dreapta, venim cu o propunere. Banii ăștia, dacă vor putea fi recuperați, așa cum a spus dumneavoastră, de la beneficiari, să încercăm să suplimentăm sursa de apă de la Sascut cu cel de-al patrulea foraj. Este imperios necesar să se producă acest lucru. La care Sascut vorbim? Sascut târg. Nu, am suplimentat, dacă îmi permiteți, pentru că DSP-ul nu mă îndrăvoie să funcționez cu cântinul la drept. Și am pus acești bani în rezervă de jumătate, să aduc un rezervor deasupra la bună,
a spus că vii tot Bereștiu cu apă, că apa este... Și mi-ați luat apa tot din forajele astea, deci. Din forajele astea? Nu, eu ziceam de forat de... S-a spus târg, schinei, dealul țiganului, care sunt deservite de cele trei foraje de aici. Trei foraje, domnul Păscăl. Știu asta, știu asta. Care acum, eu și-a fost, care și discuția a fost cu doamna Suinescu, să nu ne mai dea să preluăm noi putul, să facem noi instalații separat cu contoare. Erau soluții, erau soluții. Facem o bani. Am făcut asta în 2014. Și noi ne-am gândit la mine, din ce cauză, că s-a stupoarea. Acum, mi-a jignit, dar alea. Și aș pune întrebare o grandică, dar o fundire, știi? Pentru părătă o pe care era. Da. Mă rog, dacă e ceva ce trebuie să știe toată lumea, spuneți. Nu. Nu, serios. Accept ce am spus cu mine. Dar forajul 4 trebuie făcut asta. Dar haideți, dacă vreți... Dar dacă preluăm că era de la ei, mi-a spus... O picărea. Adică să-l facem altul. Dar ăla tot era. Ăla și era. Era. Era și ăla la foroșul. Era 5 lea. Sunt 3 acolo și ăla care nu e al nostru. Sper să-mi cer scuze înainte de anul ca vorbesc. Noi vindem mii de litri de apă. E sursă mare, e sursă proprie. O întrebare, nu v-am respectat, vă rog frumos. Atenți un pic. Terenul minat. Terenul minat, nu intrați pe el. Haideți să vedeți la discuția. E sursă proprie. Atenți un pic. Ceva și se racordează cu 2 ori jumate. Cred că faptul că... Domnul Dumnezeu, este racordată doar casa profesorului, atât. Dar n-am nicio treabă cu aia. Dumneavoastră vă duceți într-o zonă unde nu trebuie să vă duceți. Faceți-vă și voastră foraj în curte și vindeți apă. Ei, domnul apostol, vă rog frumos să le veniți. Vă rog frumos. Să avem trei foraje. Suntem în Consiliul Local și nu ne ținem pe probleme care nu ne privesc. Îmi dați voi să veniți? Nu așa. Aveți trei foraje la cartierul nou care două din ele nu ne folosește nimeni. Folosiți-le, domnule, păi nu oprește-te cu mine, ascult. Eu m-am dat de exemplu că la Berești s-a luat așa cum s-o conduc. Ce să fac prima dată? Domnule, n-am ajuns acolo la punctul ăla. Păi a spus aici banii de rezervoare, altceva, nu-i punctul ăla. Domnule, a căzut primul punct, s-a spus banii din Berești. Na, nu-i punctul ăla. Haideți să revenim la buget și vă rog frumos să fiți, domnul apostol. Vă rugăm ei, haideți să revenim pe cifre și atât. E un amendament. E un amendament propus de către... Da, de acord, sunt de acord. Prin care cei 200.000 de lei recuperați prin vânzarea apometrilor de la populație să fie direcționați spre începerea unui foraj 4. Corect, și arătăm asta. Atâta tot. E un amendament, că doar de-aia suntem la buget. Mai departe. Cu rezerva de apă la Bereș, m-ați răspuns deja. E... Ok. Și ultima, care nu știu ce... importanța are pentru bugetul local, cu acel gard de 600.000 de lei la ICIL. 60.000 în 600. Ce la? Gardul de la ICIL. E prevăzut acolo 60.000 de lei. Da, asta da, pentru împrejmuire, gardul ICIL. Haideți să vă zic ce la. E nu-i proprietate. Conform legii, dacă îmi permiteți, vă zic, dacă vreți să faceți ședințe separate înainte de ședința din Consiliul Consultativ, din punct de vedere legal, ce ați văzut acolo la aici? Se va prelua de către Consiliul Local statul conform legii și ultimele hotărâri pe neidentificarea persoanei și neacceptarea de timp de 17 ani la bugetul local și nedeclararea sumei. Nu e declarat de impus. Combin. Al doilea. Al doilea. Acolo la aici am și rog în continuare Consiliul Local, dacă o idee bună, se dorește ca să intre în proprietatea societății de lângă primărie, să facem și noi un punct de îmbutelire de apă plată pentru a vinde primăria, că el e suficient de toată lumea. Dacă ați auzit din povestea asta, vă rog. Dar haideți să zic să o facem la primărie și bani să investim. Da, mulțumim, domnul apostol, cine mai e? Până o să treacă în proprietatea primăriei, de ce credeți la primărie, ce intabulează de primărie. Domnul primar, faceți proprietatea primăriei și după aia investiți banii acolo. Proprietatea primăriei, atunci a... Domnul, să vă dăm bani ce noi a primăriei. Faceți și și de gata, domnul apostol. Haideți, domnul Părinte, să vă spunem mâna acolo de liniște, domnul Părinte. Domnul Părinte, 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 domnul Părinte,
Haideți să vorbim civilizat, vă rog. Într-adevăr, indicații lui Geo Silva spune, intri în proprietate 3 ani de zile, nu în proprietate în folosință, pentru tot perimetrul închis, după aia devin proprietate. Este absolut legal ce vreți să faceți. Există lege. Da, bunurile abandonate, există legislație pentru însușire la, înțeles, la proprietate. Dar hai să facem întâi asta și după aia să băgăm 60.000 de lei să facem un gard. Domnul Apostol, vă răspund eu la sfârșit, pentru că am o leacă de treabă cu intabularea și are dreptate de problemă. Dați-mi voie să depășim momentul ăsta. Vă răspund personal la sfârșit, da? Și o să-mi dați dreptate. Haideți să trecem domnul Ilie, poftim. Nu, da, domnul Costel. Sau domnul Costel. La multe din probleme zic pas, pentru că au fost ridicate de domnul Apostol. Eu mă refer pe lângă cele spuse de domnul și la stadionul de aici, la centrală. Ce cu centrala aia? Eu știu că era reparată centrala. N-a fost reparată. Nu. S-a reparat acum. Am găsit un băiat de la Onești, care a venit, a stat 3 zile în stadion, a reparat centrala și în loc să cumpărăm o centrală nouă, am dat 20 de milioane ca să tot ce este acum. Acum este funcțional tot. Deci nu mai avem probleme. Noi ne propusesem cu domnul Marian și cu domnul primar să cumpărăm o altă centrală, pentru că nu găseam niciun om care să o repare. Omul ăsta a venit, în 2 zile a stat acolo, a reparat, merge perfect, nu e nicio problemă și ne trebuie doar 20 de milioane. Atât. Bun. Deci, atât mai aveam. Da, mulțumesc. Altcineva. Nu mai fiind discuții. Haideți, vă rog. Domnul, ați strigat mai devreme și acum nu mai sunt. Poftiți! Da, mulțumesc. La fel cum spunea și domnul Costea, mi-am notat mai mult din punctul care deja au fost discutate, anunțate de domnul Apostol. Un singur lucru voiam să rog între Consiliul Local, că și anul trecut ni s-a promis, ne-a spus că aveți deja achiziționat în magazia primăriei, pentru că știți că la Făcești am avut probleme și s-au ars locuințe și am mai avut și în toamna asta locuințe arse. A spus că nu e nicio problemă într-o lună de zile, că am vrut să facem un proiect, eu întăresc, nu mai faceți, ne avem deja cumpărate și montăm hidranți. N-am văzut niciun hidrant, n-a mai venit nimeni, a rămas așa cum s-a discutat aici. Aveți de gând să montați niște hidranți în Băncești sau ne apucăm să mergem din casă în casă, să strângem câți un leuț ca să... Dacă toți sunt bani pentru toate istoriile trecute în bugetul ăsta și pentru 3 hidranți, ca să nu mai arde casele oamenilor, nu avem... Vă rog. Dacă ați vorbit puțin mai civilizat și nu e... Dacă m-am vorbit, am zis ceva după cuvântul rău. Vă rog frumos, îți mai faceți afirmațiile astea, verificațiile. E păcat de mază că ești cu asta. Ia spuneți-o. Iar sunați-o pe domnul Gheorghiță Pluieraru și nu se exact să spasă. Am stabilit și unde vin, da? Uitați, de prin punct mare, am trecut să stabilit. Opriți-vă un pic. Da. Că văd că vă jucați cu Facebook-ul ăla, că nu știți cunoștiți din cauză. Verificați dacă suntem datori cuiva, iar la capitolul apă, mă, că ați oprit-o cu poturile, acum când ați văzut că ați verificat-o, a luat-o cu apa. N-am mai fost timp suficient să facem acordurile, pentru că trebuie să spargem la DEN în patru din farmacia. N-am mai fost timp din aprilie de anul trecut? Dar nu contează. Lucrarea a fost făcută pe banii bugetului local. Și în condițiile actuale, care se le spun eu pe ele a patrului prin Căvrai Gheorghiță Ilie, dar dacă vine acum aprobarea apă canal, aia cred că nu o să aibă un curs de legătură. Domnul primar, ca să montăm patru hidranți, ele sunt, vorbiți cu Gheorghiță, sunt în magazie. Bun, și cine ne oprește? Luați două locuințe. Domnul, răspunde pentru asta. M-am oprit că în condițiile când nu am apă canalul la bere, să le mut acolo când vin pe apă canalul să fie s-a cruzat, automat curme de... Doamne, dar e o cheltuială fantastică, poate de grază. Haideți să vorbim civilizat. Doamne, pe cea mai frumos, vă rog să înțelegem treaba, da? Hai, vă ascultă. Și eu asta spuneam, eu am pus o întrebare, dacă vă plăcești, mai are vreo șansă să... Are șansă, am avut proiectele... Și n-am greșit-o cu modurile din loc. Ca o mică bază. Haideți cu proiectele două pe ani de țarine. Domnul Apostol, haideți să vă rog. Vă rog.
Am vrut doar un singur lucru să spun. Pentru faptul că este o ședință extraordinară și am primit materialele foarte târziu. Eu vorbesc în numele meu. La ora 16 seară și bugetul este unul din capitolele cele mai importante pentru conviețuirea în localitate și un an de zile. Îmi pare foarte rău, n-am putut să-l... Pentru că toți mai avem și treabă, mai avem și familie, mai avem... Nu suntem la dispoziția cuiva care pune ședința la 15 minute după ce o anunță. Lumea trebuie să fie nici 15 minute, să fie prezentă la o ședință de comisie. Îmi pare foarte rău, mă voi abține. Asta mă spune. Dar recomandat. Poate ceva recomandat. Așa știi? Păi nu poți să abții când îl comentezi. Pe tocmai asta a fost treaba. Ori poți să zici că ești împotrivă, că e domnul. Haideți să ne respectăm pentru că e păcat. Domnul Arăzic. Și dumneavoastră trebuia să ne respectați, domnule, cum scrie la regulament. Vă dați pe vizorii la mine, la mine să vă pun de 10 ori, pentru gata care l-a făcut. Luci Gărmația cu mine acolo. Niciodată nu se mână la prea să domnule primar, domnule președinte, stimați colegi. Vreau să fac un amendament de formă. Deci, la capitolul sănătate, în loc de dotare, să notați înființare. Pentru că nu putem dota ceva, pentru că nu este un obiectiv înființat. Mulțumesc, domnule primar, că a prevăzut. Este o hotărâre, Marius. Timpul hotărârii măsurilor ca să înființare. O scoatem și o să o arătăm. Că altfel nu puteam dota. Dar spune, nu m-am înțeles. Avem hotărâri pentru înființare cu dispensar de un an și ceva. Păi asta spun eu. Este, nu, este. Asta spus eu. No, numai că aici spui dotare. A, în materia, corect. Nu poți să dotezi ceva până nu mai... Corect. Mai e cineva? Vreau să vă mulțumesc că v-ați gândit totuși și v-ați prins suma de bani, chiar vă mulțumesc sincer, aici, public. Ce rugăminte am? Mare, știți și dumneavoastră, ați recunoscut și în ședința trecută, e urgență cu problema asta cu sănătatea publică. Spuneți-mi, hotărâți-vă aici public și spuneți, domnule, facem unde îl facem. Școala a intrat un program foarte bine, vă felicit și pentru lucrul ăsta. Nu mai putem să-l facem aici. Îl facem la cămin. Hai să ne apucăm de treabă. M-am oferit să mă duc, să mă implic cu Gheorghiță, m-am dus, am făcut niște. Mă implic, ajut, pun și o umăr, nu sunt critic. Dar stabiliți unde îl facem. Am stabilit, eu nu mă joc cu hătărârea Consiliului Local. Spuneți. Rămâne la căminul cultural. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai sunt probleme? Încă o singură rugăminte. Cu asta am încheiat de probleme de sănătate. N-am rugăminte. Și vreau să analizați. Toți sunteți de acord cu ideea asta. Vă solicit o sumă. Să o prevedeți dumneavoastră, să o puneți în buget. De unde credeți dumneavoastră? Nu vin cu pretenții, ia de acolo sau ia de dincolo. Haideți să... Am făcut verificarea asta. Majoritatea OAT-urilor au prins această sumă. Haideți să prindem o sumă infimă, din 10.000 de lei, de 100 de milioane de lei. Să sterilizăm câinii din comun. Toate comunele, inclusiv comunele mai micuții ca noi, fac lucrul ăsta. Trebuie să scăpăm o dată de câinii ăștia în timp. Nu putem să-i omorâm. Dacă îi ducem acolo, consumă. Deci dacă îi sterilizăm, nu se mai înmulțesc, doamne. Deci am verificat lucrul ăsta. Trebuie să zic că este un lucru pentru o comună civilizată să prevedem un buget cu o sumă infimă pentru sterilizare. Vă dau, dacă vreți, nume la foarte multe oate care au prevăzut această sumă. Este un amendament. Dar vă rog să-l analizați și să-l supuneți la vot, domnule președinte. Dacă nu trebuie, să nu trebuie. Eu votez bugetul. Dacă sunteți mulțumit, eu votez bugetul. Asta este un lucru. Eu știam dinainte de a te trezi dimineața că votez bugetul. Haideți să dăm voie să nu te apure. Aveți microfoane instalate la mine acasă. Dacă te uiți la capitolul. Cu ce să hai, domnul Marius. Domnul Marius, să așteptați. Domnul Marius, să așteptați. Dacă te uiți la capitolul, cheltuiesc.
Vezi că noi am prins pentru depozitul de crimă o sumă corespunzătoare să intrăm în legalitate cu avizarea. Pentru că noi nu avizăm acest depozit. Avem contract de colaborare cu dispensarul veterinar s-a spus pentru prindere, sterilizare și tot. Avem acolo prins 45.000 de lei. Votați, vă rog. Cine este de acord cu amendamentul domnului Apostol? Împotrivă? Se abține cineva? Acum votăm bugetul total cu acest amendament. Eu n-am avut voie să votez pentru că nu am voie, dar a venit cu o completare. Din cele trei puturi existente, mai ușor este să pui în funcționare pe toate trei decât să fii cu foraj să te-a pus să faci o altă lucrare. Vă spun asta din experiența timpului. Avem aici, în cartierul nou, două foraje care s-au. Avem unul la fabrica de dară, care trebuie să primim un cuturi și o să vrească bani. Și mai avem unul care trebuie să alimentăm neapărat de tânere în condițiile de aluminiu. Deci forajele sunt ale noastre, numai că și noi am putut Academia Română ca fiind ei mari proprietari, ca devenit ei cu forajul la măsa de acasă. Domnule, patrulea foraj, chiar dacă prelumbea, tot amendamentul... Ca mulțumire pentru faptul că au fost de acord cu propunerea mea, îmi ofer sprijinul pentru că am experiența a patru foraje făcute și știu exact unde și cu cine trebuie să discut. Și vă spun cu suma de 300.000 de lei forajul de apă. Cu tot, cu documentație, studii hidro, preliminare. Nu vorbesc de reabilitarea celor patru care... Nu dau randament prea mult. Desnisipările nu dau randament prea mult. Deci putem discuta pe tema asta. Hai, cine este de acord pentru buget, vă rog? Buget, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cine? Doamna Stanciu, sunteți împotrivă? A zis că e împotrivă. Deci vă rog să fiți atenți, da? Împotrivă, împotrivă, se abține cineva? Domnul Ilie se abține, în rest unanimitate de bugetul acesta. Domnul Ana nu votează. Am înțeles la început este asta. Da. Nu votează că e într-un conflict. Cu Ion. Cu Ion. Da. Trecem la punctul 2. Proiectul să reprezint aprobarea registrului general și a cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții. S-a spus de la început chestia asta. Ați votat. Nu, domnul n-a votat. Am spus de la început. Nu la el mă refer. Mă refer la consilierii care sunt în Consiliul de Administrație pe bugetul general, nu avem spuneți să sunt conflict de interese. Uitați ce vedeți și vedeți. Pe bugetul general? Pe bugetul general, doar nu e a școlii. Nu e adevărat. Dar cuprinde și la școlii. Eu v-am spus, da. Da, vreau că modernizare drumuri de interes local, cum s-a spus, de sub acă. Comisia 1. Comisia 2. Comisia 3. Sunt discuții. Ne fiind discuții sub un la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva în unanimitate. S-a început. Da. Proiectul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general a cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții, modernizare, extindere sistem de alimentare cu apă și înființarea unei rețele de canalizare în satul Sascusat, comuna Sascuși de sub Bacău. Comisia 1. Favorabil. Comisia 2. Favorabil. Comisia 3. Favorabil. Discuții. Ne fiind supun la vot. Cine este pentru? Domnul Popa, discuție. Da? Scuzați-mă.
Uitați, mă, Andreea. Vă rog. Nicolaș, mai șapte. Vă rog. Vă rog. Păi, dragul, mă, acolo și dragul, acolo, partea asta. Vă rog. Da, mă, dar se uită la fete, nu se uită la... Domnul primar, dacă tot am ajuns la modernizarea apă, pe s-a spus, adică foarte bine, chiar necesită acolo și canalizare, a zis mai trebuie să faci un... cu sașul Varenatului, o să fie o mare problemă. Vă zic că, frate, tot vă dați imediat, chemați pe cei de la... de la OCPI, să dăm unde greșeala cu sașul Varenatului. Deci acum, nu trebuie să vedem Varenatului, nu trebuie să fie sașul Varenatului. Am venit totuși chemați, să dăm mai cu faci și după aia, nu faci pe aia. Nu i-ați chemat. A să pun referire la, la fugul din 2010. Într-adevăr, fugul din 2010 tratează Sascutul Sat și Valea Natului ca unitar, ca, un singur, ca o singură localitate. Și nu este corect. Pentru că Valea Natului are poți-siruta separat. Sascutul Sat are poți-siruta separat, inclusiv pentru Bărcuța și Fântânele. Eu am niște hărți militare pe care le-am studiat și acolo arată clar. Valea Natului se oprește de la Fântână, de la Moise, la dreapta, cu drumul ăla acolo. Acolo se oprește în limita localității Valea Natului. De acolo începe Bărcuța, s-a spus Sat, până în vale. Și este bine să stabilizăm și acolo. Eu vă las să vă agit un timp. Am chemat deja pe cei care se ocupă cu proiectarea și de la menajament și la CUP să se facă cele două modificări. N-am dormit. Săptămâna asta care vine, sper să ajung să stau de vorbă cu ei pentru joia viitoare. Și va trebui hotărâre de consiliu. Trebuie să vedem varianta care va fi. Pentru că una apare în altă, una apare în CUP, una apare în altă realitate. Da. Mai sunt discuții pe 2 cu 3? Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? În unanimitate. Proiectul de hotărâre numărul 4, privind aprobarea devizului general și a cererii de finanțare pentru obiectivul modernizare sistemului de alimentare cu apă și înființarea rețelei de canalizare în sat Pânce. Dacă s-a scos de sub apă. Comisia 1. Favorabil. Comisia 2. Favorabil. Comisia 3. Favorabil. Discuții. Sunt discuții. Nu? Sunt la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Nu, 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 oamenii sunt foarte revoltați. Nu știu cu cine s-au hotărât, nu știu. Nici nu eram atunci, cred că noi... Este hotărâre de Consiliu, da. Da, nu eram ce înseamnă. Poate, da. Deci o rugăminte, căutați să schimbați cu oamenii foarte revoltați. Chiar nu sunt țigani acolo. Dar așa au fost. Ferentarii sunt oamenii, sunt oameni de afaceriști. Noi cu bani. Mecheri. Ferentarii sunt mecheri. Puneți la Bărcuța, Ferentarii, doar vreau de acolo. Așa s-a știut, interventare. Nu e corect. Cabinetul sus. Să-i găsim o soluție. Eu știu și toți avem permise de conducere. Indicatoarele sunt valabile de la un... în capăt de stradă până la prima intersecție. Da. Te duci câte un kilometru jumate și mergi pe strada lui Mitică Popa. Chiar apropo și de chestia asta, domnul primar, eu la revolu chiar să fiu mort de vreo 3 ori. Cum poți să... cine a gândit să pui în numele totul la toți comuniștii și securiștii pe gata? Acum pe cinstite. Deci o singură persoană nu intră în clica aia. O singură persoană și o știți despre cine vorbesc. Deci, aia e altceva. Omul ăla avea respect și acum are respect de la oameni. Dar, păi umbla, ne-a Cosel, n-am nici personal cu tine. Mi-e zic că vă aduceți aminte, Popa, Borea Cloșca și Crișan. Știți despre ce vorbesc, da, domnul? Popa, tine drușul vezi. Așa. Domnul Iosu, haideți să vă răspund acum. Domnul Vescu, domnul Iosu, mă ascultați un minut? Dacă nu era doar și Mitică Popa, spun clar, povară și Mitică Popa, drumul pe care îl vedeți dumneavoastră pe aici era pe la Șiștani. Și dacă din respect pentru acest om, dumneavoastră faceți bășcălie, dați-mi voie să vă scoate pe lista de mine. Nu, tot să vrea să scoată
din grădinile oamenilor. Gata, am înțeles. N-aveți nicio legătură cu acest subiect. Și ca să spun la lume, dumneavoastră ați fost de acord când v-am întrebat este bine prezentat, ați fost de acord. Nu fiți duplicitar. Nu fiți duplicitar. Ați fost de acord. Dumneavoastră sunteți cel pe care eu personal l-am întrebat. Nu, eu v-am întrebat de calitate de cetățean. Și ați spus că da, e bine. Da. Hai, că nu vă asumați ceva ce ați spus corect. Mai am o singură rugăminte, o singură rugăminte. Suntem oameni de la țară, lucrăm la țară. Suntem, cred că, țara cu cei mai mulți proprietari. Și de casă, și de terenul, și de toate astea. Dacă iese unul cu căruța de pe câmp, sau cu bicicleta, sau cu tractorul, să fie executat, adică să fugă după el, păi ce fug de polițistul comunitar din frică când dă amendă sau cum o pușcă, ce face? Cum să-l fugărească pe Sorin Munteanu să-i dea amendă? Sau să-l sancționeze? Vinea de la muncă, nu nici de la băut, nici de la nici altceva. Ăla e un om care muncește. Ca și noi ceilalți fermieri, da? Nu se poate așa ceva. Păi să-mi fie frică că... Păi căruță, e bicicletă, ce să fac? Să iau tractorul în buzunar sau mașina în buzunar? Așa suntem noi, avem pământuri în mai multe locuri în prăștia. Deci, Vorbim de partea de viitor, nu vorbim de sumă bani acum. Acum rămâne așa. Deci asta rămâne așa, o să merg să pregătesc pentru dumneavoastră. Da, rămâne așa, zici și dânsă. Corect. Banii rămași, dacă rămân banii. Condițiile necheltuirii banilor de la capitolul cu tare, viitare. După recuperarea banilor de acolo, se trage pe așa. După recuperarea. Deci, mai aveți ceva în ordine? Da. Aceste două cereri și acest referat. Eu vreau da. Să noteze secretara în procesul verbal pentru elucidarea cazului chiar a afirmațiilor să fie adus în registrare dacă nu procesul verbal din ședința de Consiliul de Administrație de la Școala Generală Sarcot, să vedem care sunt condițiile contractului, dacă vă vor permite, dacă s-a mărit valoarea sau nu. Și atunci, când Consiliul va fi în proces de cauză pentru ceea ce s-a întâmplat acolo. Pentru că eu vă spun doar un lucru. S-a votat cu 5 voturi împotrivă. Din cei 30 din Consiliul de Administrație, de fapt, au fost pentru. Și ei n-au votat degeaba împotrivă și pentru. Ceva a ieșit acolo. Nimeni nu mi-a băgat limba ureche. Eu nu mă pot juca Consiliul Local ca să le aduce numai așa, vrând nevrând, pentru că n-am spus de alte aspecte care s-au întâmplat. Dacă îmi permiteți, domnul primar, după ce să vă fac o completare la ședința din Consiliul de Administrație a Școlii. A fost un vot pentru ca domnul Pascu să semneze să poată semna un contract cu Rom Telecom. Noi, reprezentanții Consiliului Local acolo, ne-am dat vot pentru a încheia contractul doar în condițiile în care contractul nu se prelungește și nu se modifică ca sumă. Deci a fost un vot de principiu. Nu m-am abținut, eu m-am abținut că domnul Pascu putea să facă orice. Eu m-am abținut la alte comentarii. Deci dânsul a spus clar, n-a semnat un alt contract. Contractul rămâne cel semnat de doamna Iulia Sandu. De asta am și zis că nu mi se pare scump 10 euro la momentul în care noi eram în pandemie alocat din Consiliul Local pentru copiii noștri. Deci nu mi se pare mult 10 euro. Contractul a rămas așa, domnul Pascu n-a semnat un alt contract, bănuiesc că nu s-a schimbat altceva.
Și chiar nu era nevoie să-l aducem în fața Consiliului Local pe domnul Pascu, că dacă voia răspundea, dacă nu, nu. Dar când este supus Consiliul Local? Același lucru. Doamna Carmen îi poate da alte precizări. Nu, e același lucru. Doamna Sandra, avem director ajung. Mai era mare doamna Carmen. Adică doamna Sandra. Da. Avem director ajung. Adică doamna director ajung, să-i explicați. Deci, am tot explicat. Mai avem două puncturi reții pe care vreau să-i vedem și să-i explic și până putem. Păi da, dacă câte ori trebuie să iau și eu cuvântul, nu pot să... Dacă o chestie de ce puncte, dacă respectă, deci domnul primar, dacă n-a început domnul primar iar cu povestea asta, de ce nu i-ați atras atent? Voi am discutat asta odată. Haideți să... Lăsați-o și pe doamna să vorbească și pe domnul. Uitați-o, domnul care este. Păi până acum ați spus că nu iau cuvântul. De ce nu iau cuvântul? Bineînțeles că nu pot să vorbesc. Păi și atunci am vrut să iau cuvântul și tot la fel s-a întâmplat. Vorbim unii peste alții și nu am... Cum să iau și eu cuvântul, da. Dacă se poate. Am spus și atunci, și nu știu, e același lucru pe care îl repetăm. A sunat și a spus și domnul, a vorbit la telefon și l-am auzit cu toții. Da? Domnul Gârmacea și colegii, da? Am spus că împreună am hotărât așa. Dacă acel contract va suferi modificări, da? Nu va fi semnat. El va fi semnat în momentul în care nu va fi nicio modificare. Ei, și nu a fost semnat pentru că am înțeles că s-au dorit anumite... Da. Dar nu-mi suflă nimeni, domnul. Dar nu vreau să nu suflă, să nu spună ce suflă. Nu, m-a întrebat ceva și nu-mi spune. Nu aia, întrebați-o. Eu asta știu. Ce a spus domnul Gârmacea? Am și spus și, am spus și anterior, da? Că este exact adevărat ce a spus și domnul Popa, dar nu am. Cum au ridicat problema colegii? Da? Au spus că dacă vor fi, eu știu, solicitări în plus de bani, da? Nu va fi semnat acel. Din ce știu, nu a fost semnat. Acum, eu asta știu că s-a întâmplat. Dacă cineva știe altceva... Să se facă mențiune în procesul verbal de ședință de astăzi, să se aducă procesul verbal din Comitetul de Administrație al Școlii Generale, să vedem... O procedură de solicitare. Asta, primul aspect. Al doilea aspect care aș fi vrut să vin spun, ați notat bugetul, mulțumesc frumos. Am vrut să vă invit că cineva a făcut să niște observații pe chestiunea repartizării unor sume la biserici. Le-ați văzut, că nu le-ați comentat, mulțumesc. Trebuia să vă mai informez multe, dar faptul că eu când vorbesc, că inervez cu o anumită pătură de oameni mai cu multă sau mai cu puțină pregătire în administrația publică. Dați-mi voie să mă laud, să laud și pe Luce Gârmacea, că este singurul proiect sau ultimul proiect din România care a fost finanțat la Plâncești cu bani, da, de la Ion Gaz. De la Delgaz Gri. De la Delgaz Gri. Și dacă, deci, și dacă îmi permiteți, domnul primar, mulțumesc frumos, dacă îmi permiteți, pe data de 3 au mai scos la licitație încă 41 de branșamente pe satul Plâncești. Mulțumesc! Acum, 39 pe Potropop Negoiță, 1 pe Ovidiu Cerboș și 1 pe Spicului 3. Au făcut autorizații de... Numai un pic. Ieri s-au făcut măsurătorile pentru ridicare de topo. E posibil ca din aprilie să înceapă... Și acum, ca să iau pe cineva în căruță, dar nu în căruță cu roz de cauciuc, în căruță cu rosti vechele, după câte sume de zeci de miliarde, dacă nu chiar sute, aproximativ un milion jumate de euro. Duci la Plâncești, vin un individ care nu știe prea, dacă rei de nici la Plâncești, și spune, dar patru, ălea când mi le montez? Până acum era vorba de poduri.
A văzut cu podul lui Carlton Barbu, că n-am nicio datorie. Dacă vin toate licențe, vreți să le terminați. Să-i undeva... Vin toate licențe și nu le terminați, domnul primar. Nu e o problemă. Păi e o problemă, domnule. E o problemă. E o problemă că o ars casă de oameni. Dar să ai cu satisfacția asta, Gheorghe. Dumneavoastră, eu la ale dăm 10 milioane la oameni. Să-i primul în faț Consiliul, că râzi, măi, când a venit. Deci, domnule, acolo Consiliul, că nu o să pune, nu face. Că am mințit că avem datorii și l-a plecat lumea și ne face podului. Și de așa, știu, ce faci tu, dacă știi. Domnul primar, ne-ați mințit pe noi toți aici, pe noi toți. Nu-i adevărat. Cum e adevărat? Noi ne-am impunut. Dar nu-i discuțile. Păi, câte ce-ai votat azi? Dar n-am votat, nu l-a spus pe domnul vice să sune directorul. Și mi-a spus telefonul și am auzit toți în trei. Mă gândeam că e că la următoarea ședință o să uzez de drepturile președintelui ședință. Pentru că nu înțelegem. Că trebuie să ne ascultăm și să lăsăm polemicile, vă rog frumos! Domnul Popa, nu era să fost în local când domnul primar a făcut treaba asta. La toți aici, toți am auzit. Când a fost că să nu perfecteți domnul Popa. Vă rog frumos, domnul Popa. Ca o discuție referitor la poduri, bugetul local, dacă îmi permiteți un pic. Deci, pentru o bună informare a Consiliului Local, i-am cerut doamnei contabile, referitor la... Eu nu mă gândesc să ascultem. Da, aveți o vârstă, domnule, chiar aveți. Chiar de fiecare dată, ca capabile alea de mișcă... Da, domnul președinte! Alo, domnul primar! Așa, domnul primar! Ce frumos de președințele de poate local! Având în vedere că s-a terminat, pentru o bună informare... Vă rog frumos, doamna secretar, mă scuzați, cu permisiunea dumneavoastră, o să am nevoie de modificare a strategiei de dezvoltare locală. Noi am aprobat strategia de dezvoltare locală în martie 2021, dar există o lege 155 în 2020, prin care specifică proiectele din PNRR pot fi finanțate cu condiția să apară într-un plan de dezvoltare locală. Noi am aprobat, dar la momentul respectiv nu știam exact de PNRR o să primim bani, nu o să primim bani, o să avem finanțări, nu o să avem finanțări. Și atunci, cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să modificăm un pic strategia de dezvoltare locală, să prindem în dreptul liceului finanțări din PNRR. Pur și simplu o singură frază, dar să apară finanțarea respectivă, ca să nu cumva, Doamne ferește, să pierdem bani. E valabil și pentru domeniul public? Poftim? E valabil și pentru domeniul public, nu? Da. E. Ordonanța 155 pe 2020, așa spune. Toate proiectele din PNRR... Toate se arăt în sălii. Toate proiectele prin PNRR trebuie să facă parte dintr-o strategie de dezvoltare locală, județeană, națională. E bugetul statului la 1 milion de euro. Dar e salit în bugetul guvernamental. PNRR, reziliența, e al poatelor... Angel Salini, e altul canal. Dar nu am înțeles, alea se vorbea de PNRR, tu ați salit. Da, mai sunt discuții. Da, eu mai am ceva. După ședință. Păi, aia cu cererea este, intră în banii de la finanțări, de la domnul. De clar ședința. Să vă mulțumesc. O să ascultăm pe domnul Gârbacea. Deci, o să